Ce mesaj aveți pentru toți fanii FCSB-ului? Eu am mesaj pentru fanii Stelei. Da? Pentru că Fotbal Club Steaua București, exact cum spui tu, FCSB, pentru noi este Fotbal Club Steaua București. Această echipă niciodată nu a fost retrogradată, această echipă niciodată nu și-a întrerupt activitatea. Problema este în felul următor. Le transmit așa, fără torțe, fără fumigene, să ne comportăm ca atare, pentru că nu vrem să beneficiem de vreo sancțiune sau să ni se taie dreptul de a mai juca pe Ghencea. Vrem să dăm dovadă că pe Ghencea se poate și mai bine decât s-a putut la meciul cu CFR-ul. Așa că punctul de întâlnire, din nou, va rămâne, dacă veți posta această filmare, va rămâne la ora 17, se strâng oamenii la Prosper, la 13 septembrie, la ora 19 va fi plecarea în corteo pe stadionul Ghencea. Ca să demonstrăm că încă suntem și mai mulți, pentru că până la momentul ăsta ce vorbesc eu s-au vândut peste 26.000 de bilete. Cum se va termina meciul de diseară? Să dea Dumnezeu să terminăm cu un rezultat foarte bun, pentru că nu sunt de neglijat danezii. Am văzut câteva meciuri și eu și e un meci greu. Important este să câștigăm, să luăm să facem un rezultat bun și să ne calificăm. Și pentru jucători, ce mesaj aveți? Le-am transmis când am fost la bază. Le-am spus că în spatele lor sunt zeci de mii de oameni care vin alături de ei pe stadion. Vor cânta 90 de minute alături de ei. Indiferent de rezultat, noi vom fi alături de ei, pentru că ei știu foarte bine. Mai puțin ne interesa pe noi Europa League și alte Conference League și alte competiții. Pe noi ne interesează campionatul, exact ceea ce a înțeles și domnul Gigi Becali, pentru că dacă ne ducem pe mai multe drumuri, posibil să nu mai prindem niciunul, cum au fost anii în urmă. Dar mă bucur că a înțeles că, de fapt, campionatul este baza cea mai tare și avem nevoie de campionat. Anul ăsta sper să nu ne scape și important este, dacă mergem și în Conference League, e foarte bine, dar să ne axăm pe campionat, pentru că anul ăsta vreau să sărbătoresc titlul 27 cu zeci de mii de suporteri și după aia mai vedem ce avem de făcut. Foarte bine. Cum v-ați simțit când a revenit Steaua pe Ghencea? Știți foarte bine că eu de ani de zile mă chinui, măcar un meci, am spus, măcar un meci. Pentru mine nu mai contează. Am jucat un meci, am spus conducerii, nu mai vreau sau nu mai vrem să ne ducă unde vor ei. Satisfacția noastră a fost îndeplinită. Am demonstrat că umplem stadioane pe unde mergem. Demonstrăm în continuare că pe unde mergem nu umplem stadioane. Așa că mă bucur pentru acești suporteri care de-abia așteptau și presiunea lor tot mă chinuia și îmi spunea: Mustață, dar ne-ai promis că ne duci pe Ghencea. Mustață, ne-ai promis că faci. Mustață. E, uite că a venit și promisiunea la capitolul 0. A fost îndeplinită. Așa că nu le doresc decât să vin alături de echipă, că jucăm pe Ghencea, că jucăm pe Național Arena, oriunde am juca, să venim alături de echipă, pentru că asta contează cel mai mult.